Avea stat Natalia Elena Intotero, a efectuat o vizită de lucru în Serbia în perioada 8-10 octombrie 2012, iar obiectivul acestei deplasări în țara noastră a fost consolidarea legăturilor cu asociațiile românești din această zonă și identificarea, împreună cu acestea, a soluțiilor optime referitoare la rezolvarea problemelor specifice ale comunității românești din Serbia. Prima vizită pe care ați efectuat-o în Serbia este prilejul, pe lângă întâlnirea cu oficialitățile statului Serbia, să vă întâlniți și cu reprezentanții asociațiilor românești. În primul rând vreau să vă salut cu multă bucurie pe dumneavoastră, pe toți telespectatorii postului dumneavoastră și de la bun început vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea românească din întreaga Serbie. Așa este, sunt pentru prima dată în vizită. Este o vizită de documentare, o vizită de lucru, un șir de vizite, de fapt, care le-am demarat în rândul comunităților istorice și nu numai. Este o modalitate de a intra în contact cu românii care trăiesc nu foarte departe de casă, dar care au sufletul în permanență acasă, în țara mamă, pentru a cunoaște mai bine problemele cu care se confruntă și a găsi împreună soluții pentru mai binele lor aici, pe aceste meleaguri. Voi avea o vizită de lucru. Am început de astăzi în localitatea Pancevo, în acest moment la Belgrad, dar în cursul următoarelor două zile mă voi deplasa la Negotin, la Zaicer și voi vizita și biserica de la construcția lăcașului de cult de la Malanița în drum spre țară. Incontestabil, departamentul și până acum a ajutat nu numai românii din Serbia. Anul acesta, mult mai multe proiecte sunt sufinanțate de acest departament al României de pretutindeni. Cu ce mesaj veniți acum pentru românii din Serbia? În primul rând, cu un mesaj de unitate pentru a realiza cât mai multe lucruri bune, benefice pentru etnicii români de aici. Este nevoie de unitatea tuturor, de o colaborare foarte bună între misiunea diplomatică a României, între ambasadă, consulate, asociațiile românești și, nu în ultimul rând, biserica și mass media, bineînțeles. Vă încredințăm că când este vorba despre colaborarea cu reprezentanții diplomatice, avem o colaborare deosebită. Suntem mândri de această colaborare de ani în șir și ne bucură faptul că departamentul sprijină și statul român sprijină activitățile desfășurate de românii de pe aceste meleaguri. Nu ne-ați uitat. Noi trebuie să vă mulțumim dumneavoastră încă o dată pentru tot ceea ce faceți. Am luat act de activitatea dumneavoastră și suntem foarte bucuroși și pot să spun chiar mândri de dumneavoastră. Noi vă mulțumim încă o dată și vă dorim să ne vizitați mai de multe ori, să veniți la manifestările pe care le organizăm. Așa să fie. Luni 8 octombrie 2012, Excelența sa Daniel Banu, ambasador extraordinar și plenipotențial al României în Serbia, a organizat la Ambasada României la Belgrad o întâlnire cu reprezentanții instituției românești de la noi. Cu acest prilej, în cadrul unei discuții deschise, doamna Intotero a relevat că o minoritate națională unită s-ar putea transforma într-un factor de coagulare a acțiunilor pentru păstrarea și promovarea limbii române, a culturii, procesului de învățământ, a comunicării și afirmării Bisericii Ortodoxe Române din Serbia, dar pentru aceasta, după cum a spunea doamna Natalia Elena Intotero, este necesar ca organizații românești din Serbia să ajungă la o platformă comună de acțiune în dialog cu autoritățile sârbe, care să vizeze introducerea limbii române în domeniul educațional, eclesiastic și administrativ în întreaga țară. Delegația Departamentului pentru Românii de Pretutindeni a vizitat la Pancevo sediul Casei de Presă și Editură Libertatea și s-a întâlnit și cu reprezentanții celor două fracțiuni ale comunității românilor din Serbia. În cursul celei de-a doua zile a vizitei efectuate în Serbia, doamna secretar de stat Natalia Elena Intotero a efectuat vizite la Biserica Română din Isakova, pe Valea Moravei,
Respectiv s-a întâlnit la Zaiciar cu reprezentanții etnicilor români din Serbia de Răsărit. Echipa Departamentului pentru Românii de Pretutindeni s-a deplasat de fapt la sediul Consulatului General al României de la Zaiciar, unde a participat la o întâlnire domnul Dimitrie Crăciunovici, președintele Mișcării Democrate a României din Serbia, și istoricul Savoliu Bugatović. Delegația Departamentului pentru Românii de Pretutindeni a vizitat și protopopiatul ortodox român Dacia Ripensis și s-a întâlnit cu părintele protopop Bojan Aleksandrović, apoi cu Dușan Pârvului, directorul Centrului pentru Drepturile Omului din Negotin, și cu Draghișa Constantinović, președintele Asociației Românilor și Valahilor Traian.